Salutare, bă, băieți, bine ați venit la un nou episod din Car for Sale Simulator 2023. Bă, băieți, avem mașinile astea de vândut aici, uite, cu staua astea, le-am adus aici în parcare, astea două și mai avem ăla aici. Uite, bă, stau vite aici, hai să-i dăm, și lui un bănuț. Avem bănuți, avem 54.000, dar stai să facem curățenie prima dată. Facem puține curățenie, bă, băieți. Uite ce mașină avem aici, să luăm și asta de aici. Am avut un update, acum am actualizat, am făcut update la joc. Au făcut ceva, băieții, ceva erori ce erau pe aici. Se pare că au băgat aici, bă, băieți. Stați așa, hai să punem mașinile la vândut și după aia vedem. Astea, nu știu, trebuie spălate. Oh, asta e și lovită. Nu mai știam, și asta e lovită. Bun, hai să le ducem, stați așa. Dăm aici și o duc direct acolo. Și asta, dacă mă lasă, dar nu mă lasă. Asta, nu știu, să vedem asta cum o avem. Asta trebuie reparată ceva, nu, trebuie numai spălată. Bun, asta trebuie reparată. Ducem și pe asta aici, hai să mergem să le dăm, să le repare până atunci. Și după aia venim și ne apucăm acolo de treabă. Am avut un update, cum vă spuneam, au mai făcut ceva pe la jocuri pe aici. Cred că și la pagina de internet, știți că nu puteam să dau în spate. Cred că au făcut și treaba aia. În episodul anterior am încercat să fac aia și nu m-au lăsat. Să încerc acum să vedem dacă mă lasă. Stai, Mercedes cu P-ul ăsta, asta e mișto. Bun, hai să mergem să vedem dacă mă lasă acum să fac treaba aia ce ziceam. Și să punem și mașina aia la vânzare. O să pun acum, adică vin mașina, o să urcem mașinile pe mine pe aici. Asta vreau să o pun la vânzare. Prima dată trebuie spălată. Stai așa, o spălăm prima dată. O spălăm aici, dăm o spălătură. Așa. Știți că mi-ați lăsat acolo comentariu că se poate spăla asta spălătorie. Ați văzut că la spălătorie îmi ia mai... Îmi ia mai mulți bani și durează și mai mult. Bine, poți să o speli, mergi direct acolo, pac, i-ai dat o spălătură rapidă. Dacă ești prin zona pe acolo, dar dacă nu, n-are rost să mergi până la spălătorie acolo. Cred că e gata, bun. Hai să vedem aici, deschidem frumos. Vreau să văd pagina asta, deci dacă intram aici, bă, băieți. Uite, vezi, merge butonul ăsta. Asta, butonul ăsta nu mergea înainte. După cum știți, înainte nu mergea. Bun. Asta o să-i fac o poză acum, așa, să o pun. După aia mă să iau o altă, că sunt făcute mașinile alea. Intrăm aici. Și ăsta mergea mai rău, când intram pe asta, dar acum merge mult mai bine. Așa, am să o dau pe asta, am să iau așa. Bun, mă duc acum. Am făcut poza asta. Asta cred că trebuie și vopsite. Am să le și vopsesc. Asta i-am făcut poza, acum trebuie să o punem la vânzare. E 4, asta o să fie pe mâine, pentru că acum nu mai avem timp. Cred că asta trebuie și... Să vedem, 68 e murdară și și vopseaua e trebuie. Cred că și la asta le-am în două, nu? Da, bun, hai să o luăm pe asta acum, dacă tot suntem aici. Luăm merțanul ăsta. A, uite ce merge merțanul ăsta, hai să vedem. Îi schimb gențile astea, uitați voi ce genți are. Ce genți astea de Dacia? Gențile le schimbăm, au cum sună motorul aia. Gențile le schimb. Dar rest, culoarea... am să-i dau așa un... Metalic. Așa să fie metalizată. Parte, să-i dau aici, dar uite, culoarea e numai roșie îmi dă. A, bă, nu, te-mi dă și alte culori. Am să-i dau un... Ce culoare să o fac asta? Îi dăm, uite, așa o... A, uitați așa. Așa, bun. Acum, asta oricum trebuie spălată. Ne arată și așa rău. Dar mă duc să schimb gențile. Prima dată schimbăm gențile. Uite ce merge mașina asta. Benzina, are mai puțin de jumate, dar am să-i bag acum benzina să fie full. Îi dăm mașina. Deci am să-i pun toate extra ce avem pe aici. Kiturile am pus, suspensiile, lăsăm așa, luminile, le las așa, să-i pun un albastru la lumină. A, uite că eram aici pe albastru, prima așa. Dăm aici, nu aici, asta nu vreau. Vreau să-i schimb gențile, gențile nu-mi plac astea deloc, ceva spițate, ceva astea, nu-mi plac prea tare. Astea nu merg culorile, deci la astea nu pot să schimb culorile, la genți, numai culorile care sunt aici, uite, astea sunt mișto, și dați 5.000, bă, băieți, astea. Deci 5.000, ce vorbești? 3.000 și astea nu arată rău, dar... Ia să vedem, îi pun ceva mai... Astea sunt miștoace, 5.000. 5.000 o să scop banii pe mașină oricum. Eu zic că da. Ia uitați acum ce mereu are și nitro. Wow! Ce vorbești? Ia uite ce merge acum. Ducem aici, o spălăm.
Cred că ori mai băgat ceva mașini noi, dacă nu mă înșel. Cred că ori băgat ceva mașini noi în joc. Mă duc să o duc și pe aia, pentru că trece timp și la 7 pleacă ăștia, ca să cred că nu mai îmi dă timp. Deja e 7. Nu mai dă timp să o fac și pe asta, vezi că îmi prea să o vopsesc pe asta. Oamenii pleacă. Asta la 8 pleacă ăștia. Hai că ar fi mișto să plece la 8. Gențile-s miștoacele asta. Asta arată bine mașina asta. Mașină familiară. Ia uite aici. Vopsește-mi și mie, dă-mi și mie vopsea aici o... din fabrică, asta, din fabrică, dă-mi eu asta. Bun, cam atât am vrut să văd. Acum oricum trebuie spălată. Mă duc, le spăl, dacă îmi dă timp să le fac, dar nu-mi dă timp să fac o poză. Numai la unei am făcut poză, arată mișto mașina asta, uite ce mare e. Am să o pun aici, asta o pun aici în față, uite așa. Dacă mi-ar da timp să-i fac o poză, știi? Uite, facem așa o poză. Dar la asta nu mai dă timp să-i fac poză. Se vede rău că e noapte. Păi ce-ți mai zice? Hai să vedem dacă îmi dă timp să o spăl. Se vede, uite noapte, se vede bine, uite. Se vede unde e murdară. Spălăm mașinile, acum trebuie să le spălăm noaptea. A, bine, la asta nu se vadă. E neagră, dar pe albastru la se vede. Bun. Bun, băieți, acum mergem acasă. Vreau să mai fac o poză la... la Mercedes-ul ăla. Mergem acasă. Mergem să dormim, după că am făcut casa aici, trebuie să dăm un save. Ne-am făcut căsuța, dăm un save la joc după aia. Vreau să dau un save și să... Deci am dat save, ce să dau un save? Vreau să mă duc acum să facem poză la Merțan. După ce facem poză la Merțan, le punem la vândut. Am o factură de plătit. Avem ăla murdărie, avem murdărie pe acolo pe la birouri. O să facem acum o curățenie pe acolo. Asta, hai să vedem, mergem la birou. Avem o grămadă de mizerie, se pare că pe aici pe la birouri. Hai să mergem aici să vedem. Mașinile curate, trebuie să mai fac o poză la asta care fac acum poza. Scoatem acum aparatul și i-am dat poza, ia uite așa. Pozele nu iasă ele cine știe ce, dar cât de cât să vă bun. Hai să le punem la vânzare. Avem și o factură, nu știu ce factură, cât avem de plătit, acum o să vedem cât avem de plătit. Hai să dăm la factură aici. 200, avem 20.000. Băi, băiatule, ați văzut ce factură îmi vine aici? Dar ce îmi vine factura așa mare? Mai mult impozite mi-au ăștia, că nici în ce mai mult. Mercedes-ul cu P-ul ăsta, hai să-l vindem. Unde-i? Ăsta de aici. Bun, am dat pe el 70, am băgat 8.000 în el. Care vine deja 78-79.000. Am să-l dau cu 100.000 ăsta. Uite așa. Acum Kia asta, carnal. Asta, Kia, cred că e asta. Asta am dat 50.000 pe ea. Am băgat 504.000, am dau cu 70.000. Sper să-mi scot banii. Și Skoda, care e asta, nu? Da. Am dat 30.000, n-am băgat banii în ea, am să dau cu 50.000 și asta, am scot câte 20.000 la ea. Mă vedem dacă reușim să scotem banii aia. Hai să dăm aici, nu, trebuie să intru la poze. Facture, factura aici, putem, nu putem să dăm X. Deci bun, hai să dăm așa, să dăm aici și unde sunt pozele? Aici, am să șterg pozele astea, toate. Bun. Avem deja un client aici. 70.000, o vrei asta? 2018 și 85.000 de kilometri. 60.000. Bă, băiatule, 69.000 dacă o vrei și ți-o dau. Dacă nu, poți să pleci. O, uite că a luat-o băiatul. A lăsat 1.000. 1.000 e ceva să las la mașină. Uite, toți vin la Merțanul ăsta. Le place culoarea. Asta e o grămadă de bani. Nu știu dacă aveți voi bani pentru asta. 100.000. Asta numai 99.000. 1.000 vă las. Ce? Ce că e mult? Bă, 99.000. Ce zici? O luat-o, mă. 192.000 avem. Ia să vedem și pe asta. Am plătit și 20.000 acolo facturile. Ați văzut că am plătit o grămadă de bani.
43.000. Ascultă-mă. Ți-o dau cu 49.000 dacă o vrei. Îți mai las, hai că ți-o dau cu 48 dacă vrei. Se pare că o vrut-o și o luat-o și pe asta. Avem 241.000. Avem ceva bani acum. O să mergem acum în oraș, pentru că se pare că nu mai avem nici pe aici nimic, nu este nici târgul ăla de mașini deschis. O mai băgat ceva mașini noi în joc, ceva. Unde am mers, mă? Am mers ăsta de... Vreau să-mi iau o mașină și pentru mine, să-mi iau o mașină cu puțin kilometri, să luăm o mașină și să scoatem ceva bani. Mi-e o mașină mai scumpă, acum să scot bani. Nu mai iau mașini ieftinele, pentru că nu prea scoatem bani cu ele. Asta e, o să vede lovită pe aici ceva murdară, dar... Ia să vedem ce băiatul. Și lovită și 14.000 cere pe ea. Nu mi-o trebuie. Nu-mi place. Ceva mai nou. Ceva mașini mai noi. Avem o grămadă de bani. Vreau să scot bani pe mașini. Nu vreau să iau o mașină cu 6.000 și să vând cu 1.000. Bine că merge. Uite și asta să o iei. E la un preț. Ne face o ofertă acolo. Uite aici avem o mașină mai cât de cât. Aoleu, dar ce mașină e asta? Să cere o grămadă de bani pe asta ea. 24.000. Zice că mașina e nouă, e fără lovituri, fără nimica, dar eu cred că are lovituri peste toate locurile. A să-i dau 21.000. Am zis ce zice femeia, 21.000. A să o dau cu 40.000, să încerc. Bun. O să o trimit direct, trebuie reparat, așa că o să o trimit direct acolo. Bun, hai să mergem pe partea asta să vedem dacă mai găsim ceva mașini pe aici, pe la vecini. Vreau să iau mai multe mașini. Avem acolo încă una mare, una mai aici, uite aici avem ceva. Pe asta micuța asta cât cere? Asta o să ceară nu aprobată, nu știu ce e aici, 9.000. 9.000, îți dau un 7.000 pe aia, în ce zice femeia, dacă vrea că nu, nu o iau. Nu vrei, 8.000. Dacă vrei 8.000 pe aia și mai am una și mă duc cu ea. De fapt pot să trimit mai multe. Pot să trimit mai multe, dar se pare că nu pot să trimit pe asta, o trimit acolo. Asta nu știu dacă e lovită și asta. Asta se pare că nu e lovită. 52.000 cere pe ea. Hai să negociem puțin. Am să-ți dau un 50.000. Din 2019 mașina. N-are mulți kilometri. 128.000. Are ceva să zici că... Nu poți să zici că n-are mult. A să o pun acolo și mai trebuie... Mai luăm o mașină. O luăm și pe asta de aici. Zice tanti. Asta e lovită. 7.000 cere pe ea, să negociem, îi dăm un 5.000. Hai, nu chiar 5.000, 5.500, să nu zică că ne batem joc. Că după aia nu o să ne dea. Ce zice, de formă de asta presionez? Nu vrea. Păi tu cât cer pe ea, mă? 7.000, 6.000, ia. 1.000, lasă și tu la ea. Uite, se pare că mi-a dat-o. Bun, asta e și lovită. Chevrolet ar veni asta, nu? Bun, las că o facem acum, numai stai să dacă mă lasă aici, de nu mă lasă. Vreau să o trimit acolo sau am trimis pe alta, la reparat, nici nu știu ce am făcut. Până la urmă cred că mă bag eu în ea și o duc eu. Hai să o ducem, bun. Pe aici trebuie să plăm, nu? Să ieșim din oraș. Nu, cred că era bine pe unde a luat-o. Partea asta e. Pe aici. Aici e o rampă să sare. Hai să sărim pe asta. N-a sărit niciodată pe aici. Hai să ne închide aici. Am rupt mașina. Hai că am ajuns mai repede aici. Aoleu. Hai că dacă este, am rău mașina, două asta. O ducem la reparat, dacă o grămadă de bani să o reparăm. Asta are gențile ca lumea. Așa e, da. 800 și ceva să o reparați, ce vorbești. Că până acum la mașină cu gențile mai cât de cât. Bun, asta o reparăm și pe aia. Cred că am una care nu trebuie reparată. Nu știu dacă nu-i prima asta de aici. O să văd acum. Aia mică nu știu sigur, dar asta cred că asta era care nu avea. Numai ce murdară. Am să mă bag în ea și am să o bag acum în curte, direct. Gențile astea, le las gențile astea. 4 mașini am adus, bă, băieți.
Ați văzut, nu? Patru mașini, asta trebuie reparată, da, și vopsită. Mă duc să iau astea de aici. Astea nu știu dacă trebuie vopsită vreuna dintre ele. O să văd acum, avem 155 de mii. Vreau să fac 200 și ceva de mii să pot să-mi fac birou mai mare. Și asta am să fac în episodul de astăzi. Asta e planul ce vrem să-l facem. Acum vedem dacă ia, să vedem ceva ce băiatul ăsta mai are. Mai are puțin acolo jos. Așa, ăsta. Asta are mai mult la ea de făcut, pentru că am și lovit-o și eu. Toate părțile, să și vede aici tabla cum îi. Am lovit-o pe aici. Haide că asta ar trebui să gate. E gata mașina asta. Asta trebuie să o vopsesc și o punem la vânzare. Cred că trebuie vopseau. O să vedem acum. Asta ce zice. Trebuie. Hai să mergem să o ducem. Bă, încet, băiatul, încet. Punem aici și la vopseau cu ea. La vopsit, o dăm altă culoare. Să-i dau un negru. Mi-ar place neagră, uite așa. E miștoacă, nu? Bun. Și gențile negre și tot. Bun, hai să ducem și jeepanul ăsta. Arată mișto. Ia uite ce mișto arată. Să se fac niște poze. Băgăm aici, trebuie spălată. Prima și prima dată trebuie spălată mașina. Bine, toate trebuie spălate astea. Asta am să mă bag în ea și am să o duc la reparat. Sper să nu vină unul acum să bage în fața mea. Bun. Ia să vedem, gențile sunt bune. Îmi plac încă. Gențile astea îmi plac, stilul la genți. Asta ce trebuie? Trebuie făcut ceva. Vopseaua la greu. Bun. Eu numai le vopsesc, bă băieți, și le pun câte 4-5 mii sau 10 mii. Bine, 10 mii... N-am pus niciodată să câștig 10 mii peste, dar... cam, cred că am pus și 10 mii. Și 100% am pus. Asta o să o fac un... albastru, așa. Ia să vedem. Sau așa, să vedem cum arată. Uite așa. Ce mișto că arată așa. Bun, am luat-o și am dus-o și pe asta. Poze și la vânzare. Aia încă nu-i gata mașina. Asta o punem aici. Avem 4 mașini de vândut, bă, băieți. 4 mașini. Ia uite aici. Bun. Dacă pot acum să ies eu de aici. Nu știu dacă pot să ies. Așa. O să iau și pe asta. Și asta cred că trebuie vopsită. Nu știu sigur. Doar ce e umbla la tablă. Eu am îndreptat tabla pentru că era lovită. S-ar putea acum... Să vedem acum ce zice. Păi, trebuie. Pornim și pe asta, avem motorină, avem. Ui, dar ce merge. Merge mașinuța. Asta e bună la o femeie, să vină o femeie să o iei, să... Bine, și un domn dacă o ia acum, merge cu ea prin oraș. Consumul mic, tot ce vrea. Am să-i dau un galben. Un galben i-aș da dacă... Așa. Bine, mai mult spre verde. Hai să ducem asta, o punem aici și începem să le facem poze. Deja e 7 ceasul. Poze și... Stai să vedem că avem vreo poză pe aici, nu avem nimica. Dăm în spate, dăm mai poză și începem și facem. La asta. Bun. La asta. Bun. Astea trebuie să le faci și astea din față, dar problema este că astea... Și la asta de aici, uite așa. L-am luat dintr-o parte acum. Bun, hai să luăm pistolul și ne apucăm de spălat. Pentru că o să se întunece. Unde mai trebuie? Gata. Asta. Asta neagră, gențile astea nu sunt prea cine știe ce. Nu se văd ca lumea, dar dacă schimb gențile, asta e gata, acum asta. Duc pe băiat acasă.
Ușa? Ușa asta? Gata, acum asta. Spate aici puțin. Ușa asta și cam atâta. Bun. Cam atâta, băbăți. A să le pun la vânzare. După aia mergem acasă. Așa le avem Uda Satra si... Nu știu care cum îs acum. Asta să vedem. Nu mai știu. Astea două. Asta verde. Asta ce mașină e asta? Asta e Citroen A1. Citroen A1 și ăsta e Uda Satra. Citroen A1 și Uda Satra aia. Uda Satra. Uda Satra. Asta e Citroen A1. A, bun. Ăsta am dat pe A21. 22.000. Asta e asta, nu? Da. Bun, 21 am să o vând cu 30.000 o pun, bă, băieți. Scoatem bani. Citroenul ăsta am dat pe el 1.000, am băgat, nu, 1.000, 10, 15.000. 15.000 și acum am NG-ul ăsta care îi... Uitați din care e NG-ul, asta sau aia? Asta e Chevroletul și ăla e NG-ul, bun. Am Chevroletul. NG-ul care îi asta. Am dat 50.000 pe asta, dar am băgat niciun bani în ea. 80.000 o dau. Și Citroenul ăsta o să fie vândut cu... Care e ăsta, nu? Da. Cu 6.000, 7.000 de apel, 8.000, 12, 13.000. Dacă vrea cineva să cumpere. Și dacă le vând astea, îmi scot bani ca lumea și îmi fac birou mai mare. Începem să ne facem. Nu știu casa, încă nu pot să cumpăr casa aia. Nu știu cât e casa aia. Trebuie să fac nivel mai mare. Nu știu, încă nu m-am uitat să văd. Dar nu-mi dă opțiunea acolo la casă să o cumpăr. Îți dă opțiune să faci tu birou, să-l modifici pe acolo, să pui plante, să-ți faci modificări prin curte. Dar nu-mi dă să-mi iau casa. M-am uitat aici. Dacă ne uităm aici, dăm la actualizațiune aici. Aici e garaj, aici e birou care eu vreau să-l fac, dar uite, nu-mi dă asta așa. Uite, asta eu vreau să fac casa cu 200.000. Dăm în spate. Decorații. Aici la decorații, vedeți, casa. Dar cred că trebuie să mă duc la casa acolo, să vedem cât e. O să mă duc până la casa. Trebuie să-mi iau o mașină, mă, băieți, mă. Trebuie neapărat o mașină. Avem clienți, pe aici avem. Și mizerie, și clienți, și de toate avem. Bun, hai să luăm asta de aici. Aruncăm. Bun. Avem un client aici care a venit exact la mașina asta, care eu nu pot să prea să trec aici. Ia să văd. Doamnă, Chevroletul 2004, 60.000, puțin. Ia gândește-te bine dacă vrei. 12.400. Păi să știi că... hai să dăm un negociar. Să dau cu 12.500. L-am pus în 13.000, dar nu-mi dai... Dacă îmi dai 12.500, și cu 400 pot să-l dau. Nu mi l-au luat, bun. Aia am dat-o, una am dat-o și am scos ceva bani pe ea, 15.000. Doamnă, asta e bună pentru tine, 15.000, ia să gândește bine. 8.000, ia ascultă, doamnă dragă, ți-l dau cu 14.000. Să nu spun că bă, dragă, 1.000 îi lasă. Deci lăsăm 1.000 și îmi dă 8.000 și ceva. Zic, la revedere, nu-i de vânzare, doamnă dragă, nu-i de vânzare. Bun, îmi trebuie mașină, îmi trebuiască și mie o mașină pentru mine, care am să o parchez, eu nu știu pe aici, pe undeva, să vedem pe unde o parchez. Care vrei? Tot asta vrei și tu? 15.000. Gândește bine, să zic că să-mi dă 1.000. Ha. Am dat pe ea 8.000, 9.000. Păi și tu crezi că eu nu vreau să câștig nimic la ea? Ți-o dau cu 13.000, uite, vine 2.000 îi las. Îi las 2.000 și nu vrea. La revedere, următorul. Nu veniți toți la mașina asta zăpăcită? Uitați-vă aici mașină frumoasă. Doamnă, o să mă duc în, că o să deschid stârgul de mașini. Nu am timp de voi. Ia gândește, și asta cu 8.000, 7.000. Du-te, pleacă acasă. Pleacă acasă. 80.000. Ia. Gândește, 73.000. Dă ceva bani asta. Vede, ți-o dau cu... cât am dat pe ea? 50.000. Vede, 75.000 ți-o dau. Și o iei acum. Bun, o luat, doamna, vezi? Așa. Doamnă, tu? 30 din mașină bună, automatică. 2019, ia vezi. Bun, m-a dat direct banii ce trebuie. Asta a plecat, bun.
Câți bani am? 271.000. Acum, dacă găsesc o mașină, mă, băieți, acolo, am să-mi fac birou mai mare. Dacă găsesc o mașină, ce mă interesează? Până în, să fie până în... V-am zis, să rămân cu 200.000. Îmi iau o mașină așa cu un 60.000. Să scop pe ea vreo 80.000. Să rămânem fără bani. 40.000. Asta iau cu 40 din 2018. Un Ford Mustang. Negociez puțin cu nenea. Îi dau un 38.000 sau un 37, să zicem 37 prima dată. Poate merge, poate merge și ăsta. Dacă merge și ăsta, atunci, uite, mi-l-o dat. Bun. Dă-te jos. Uite-te, mă, că m-a urcat iară aia. Ford Mustang-ul. A, să-l trimit la reparație, nu? Asta trebuie reparat? Da. Îl trimite la reparație, bun. Nu, mașina asta cât vrei pe ea, doamnă? De la o bătrânică, din 2021, uite acolo, 61.000, n-are mult, 37.000. Fii atent aici, negociem puțin. Îți dau 34.000 bani jos acum. 34.000 de euro, uite aici. Bun, mi se pare că mi l-a dat doamna. Am să-l trimis și pe ăsta sau să mă duc cu el? Ăsta trebuie reparat sau ce trebuie cu ăsta? Reparat nu, numai că e murdar, bun. Benzină are? Are. Bă, să știi că l-am luat preț bun ăsta. Din România mașina, bă, băieți, uitați-vă și voi. Vedeți, din România luată. De la o bătrânică din România. O, da, merge, merge mașina. Asta nu m-a vândută. Asta e curată, tot ce trebuie la ea. O, am pus semnalizarea și m-am băgat. Dă-te așa. Să semnalizăm, bă, băieți, când intrăm aici, nu? Nenea, ai grijă. M-a dus o mașină. Stai să opresc motorul, bun. Să uciți și nenea asta. Și mai am un acolo reparat. Nene, haide, ce zici? Dai 15.000 pe ea? Să gândește, 8.400. Băi, ascultă-mă. Ascultați-mă bine. Eu vreau să scot măcar 12.000, dacă vrei. 3.000 i-am lăsat. Ia-te aici, 11.000. Dacă vrei, dacă nu, te duci acasă. Bă, du-te, bă, de aici. O să repar aia și vin să fac birou mai mare. Să zice birou mare fac. Vreau să o pun și pe aia la vânzare. Asta cred că trebuie și vopsită. Dacă nu mă înșel. Ia stați așa. Hai să o reparăm asta. Nu mai am 200.000. 200.000 trebuie ca să fac. Am să o pun pe asta la vânzare acum și poate vine vreun client până închid. Și atunci fac ceva bani. Bă, da, aia nu vrea să iei nimeni. E și, bine, veche nu-i mașină. Dacă v-ați uitat, uite, vă uitați la Citroen, asta e din 2009, bă, are ceva ani, dar are puțin kilometri, 15.000 de kilometri, păi ce vrea să eu dau cu gratis sau ce vrea? Aia nu se poate gratis. Bun, hai să vedem aici. Lord Mustang, ăsta. N-am poză, n-am pun poză, a să dau cu 50.000. 2021, e? Mașina. Și puțin kilometri, nu? Oricum. Bun, mă spun dacă o reparat aia, imediat o repar. Uite, am doi clienți aici, suntem de oameni ăștia prima dată. 15.000. Ce vre, domnul? A, gândește, stai că mama se gândește. 9.000 și ceva. Ascultă-mă, ți-l dau că am văzut că mi-ai dat cel mai mult. 10.500. Stai să vedem ce zice. Stai așa, 10.500. Bun, îmi place. Nu m-am uitat la celălalt, poate aveam vreunul care îmi dă 15.000 și nu m-am uitat la ei. Dar acum nu contează. O ducem pe asta. Pune și pe asta la vânzare. Asta cred că trebuie și reparată, dacă vopsită, da. Oi, cum sună asta. Uitați-vă cum arată Fordul ăsta Mustang. Și genți cum trebuie. Ce vorbește, ia uite aici. Ia uite. Arată frumos, bă, băieți. Semnalizarea aia merge pe față. Și pe spate au are aici jos, bun. Bun. Vopseaua. Dă-i aici, asta ar merge un... Așa o las. Arată bine, ia uite ce bine arată. Are benzinare. A, asta are și... Și nitro are asta, bă, băieți. Are din... Și am cumpărat-o cu nitro, bun. Aici n-am niciun client, n-am nimica. Bun, asta o pune și pe asta la vânzare, nu mai fac poza acum. Vreau să-mi fac birou. Bun, dăm aici. Sper să nu vină mult banca iară.
37.000, să-mi dau cu 50.000 și asta. Două mașini de 50.000 am. Bun, acum, bă, băieți, facem birou mai mare. Facem... Dăm la actualizațiune aici, aici, nu? O birou. O să dau la birou. Bă, dacă mă lasă, așa, asta era. 200.000. Bă, băi, să vedem 750.000. Sunt curios. O, uitați ce parcare avem acum. Aici ne intră acum la mașini. Nu avem casă, dar am făcut asta aici. Ne-am făcut ăsta mai mare. Ia uite ce e aici. Acum putem să băgăm la mașini aici. Aducem la mașini o grămadă, bă, băieți, aici. Arată mișto. Bun. Bun, bă, băieți. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Să lăsăm aici. O să continuăm în episodul următor. Să-i dăm un save aici. O să vedem că trebuie să facem și asta mai mare. O să-mi iau și casă. Încerc să-mi iau și casă. Nu știu dacă reușesc. O să-mi iau mașină. Mașina asta sună pentru mine. Asta e miștoacă. Dar încă nu, pentru că nu avem bani. Mai avem 9.000. Deja avem un client aici care vine. Dacă îmi dă 50.000 acum pe ultim, pe final, am să-i o dau. Dacă nu, nu-i o dau și la revedere. Am zis ce omul, 50.000, se gândește, 47.000. O, oh, uite așa, hai să negociem, că se pare că îmi dă ceva bani pe ea. 49.000, ia să vedem. Se pare că o vrut omul. Am dat, avem 58.000, ne apropiem de bani, de banii noștri, uite, mai venit unul, 50.000, se gândește omul, dacă o vrea, eu dau 40.000, hai să negociem, eu am dat pe ea 34.000, 6.000 scot, puțin, puțin, 49.000, eu vreau să scot măcar 10.000 la o mașină, măcar atâta, 47, ia, 3.000 las, dacă vrea, dacă nu, să plece acasă, a, uite că o vrut, bun. Avem 105.000, deci avem bani, avem ceva bănuți, suntem pe bine, închidem ușile și, stai să închidem ușile, nu știu dacă putem să închidem ușile, așa. Bun, bă, băieți, până data viitoare vă salutăm, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem în următorul episod, pa, pa!